trebuie să trăiască și el, cum a trăit Isus. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. De ce creștinii trebuie să limite pe Isus? Trebuie să o facă pentru binele lor. Dacă vor ca sufletele lor să fie sănătoase, dacă vor să scape de boala păcatului și să se bucure de puterea creșterii în har, Isus trebuie să fie modelul lor. De dragul fericirii lor, dacă vor să se bucure de o părtășie sfântă și fericită cu Isus, și dacă vor să fie scăpați de grijile și necazurile lumii, trebuie să trăiască așa cum a trăit El. Nu este nimic care să te ajute mai mult în mersul spre cer decât imaginea lui Isus în inima ta, ajutându-te în orice mișcare. Atunci când, prin puterea Duhului Sfânt, ești gata să pășești pe urmele lui Isus, ești fericit și recunoscut ca fiul al lui Dumnezeu. Poziția lui Petru, care îl urma de departe, este nesigură și grea. De dragul credinței, luptă-te să fii ca Isus. Ah, sărmană credință, ai fost greu încercată de vrăjmaș, dar nu ai fost niciodată atât de rănită ca în momentul în care te-au lovit prietenii. Cine a făcut rănile acestea din mâinile bunătății? Cel care s-a dat drept credincios, dar a folosit pumnalul fățărniciei. Omul care intră în mijlocul turmei ca un lup îmbrăcat în haine de oaie. Obosește turma mai mult decât leul de afară. Nu este nicio armă mai mortală decât sărutul lui Iuda. Creștinii falși batjocoresc Evanghelia mai mult decât o pot face criticii sau necredincioșii. Dar mai ales de dragul lui Iisus să căutăm să-L urmăm exemplu. Creștine, îți iubești Mântuitorul? Este numele Său prețios pentru tine? Îți este dragă cauza Lui? Vrei să-L vezi stăpânind toate împărățiile lumii? Vrei să fie slăvit? Tânjești ca toate sufletele să fie supuse? Dacă este așa, urmează exemplu. Fii o epistolă a lui Hristos, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2 și 3.